români angajați pe nave de croazieră din toată lumea au rămas într-o vacanță forțată, prizonieri în mijlocul apelor mai bine de 2 luni. Pentru 300 dintre ei, coșmarul s-a încheiat acum când au revenit acasă. Sunt cei norocoși însă, pentru că alte câteva sute rămân în continuare izolați pe vase ancorate în larg. Așa arată bucuria de a reveni acasă. Mai bine de 2 luni de zile, angajații navelor de croazieră au stat izolați în larg. Dacă nu ne ajuta ambasada, probabil că dura mult mai mult. Bine că am ajuns acasă sănătoși. Criza mondială provocată de coronavirus i-a ținut blocați pe nave. Pasagerii au fost primii evacuați, însă echipajele au rămas pe loc. Repatrierea s-a dovedit o misiune imposibilă, în condițiile în care granițele lumii au fost închise. Singur în cameră, eram distanțat social, ne dădeau mâncare, aveam toate condițiile. Aveam voie să ieșim pe vas, dar nu în afara vasului. Cum a fost perioada de acolo? Obositoare. O lună de zile să stai într-o cabină, nu cred că e chiar drăguț. 100.000 de oameni sunt în continuare blocați pe navele de croazieră din toată lumea. Companiile pentru care lucrează încă încearcă să găsească soluții pentru a-i aduce acasă. Pentru mulți, izolarea forțată, teama de coronavirus și incertitudinea s-au dovedit o povară prea mare. O femeie din Ucraina nu a mai rezistat presiunii și s-a sinucis luna trecută. Iar 14 români blocați pe un pachetbot în portul Miami au făcut greva foamei mai multe zile pentru că vor să vină acasă.